27 de elevi din județul Argeș s-au întrecut în cadrul unui concurs de cultură generală intitulat Te pui cu tinerii. Concursul a fost organizat la Casa de Cultură a Studenților Pitești cu prilejul Zilei Naționale a Tineretului. La întrecere au participat tineri dorni să-și testeze cunoștințele generale. Concursul se adresează elevilor de liceu și membrilor organizațiilor neguvernamentale și constă în 4 probe de concurs, să le spun așa, voluntariat și asociativitate, cultură din materia școlară, diverse, istoria, geografia municipiului Pitești. Sunt înscrise până la această oră și, de fapt, acestea rămân până la sfârșit 9 echipaje. Din juriu vor face parte reprezentanții instituțiilor implicate în organizare, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Argeș, Inspectoratul Școlar Județean, Palatul Copiilor Pitești și Casa de Cultură a Studenților. Elevii prezenți la concurs au arătat încântați să-și testeze cunoștințele și să-și îmbogățească experiența. Eu cred că este foarte bine pentru tineri să participe la astfel de activități. Este ceva creativ și util, spre deosebire de alte concursuri, se diferențiază. Ai pregătit pentru acest concurs? Da, am încercat să citesc datele care ne-au dat și cam atât. Cum ți se pare ideea? Cred că este o idee bună. În special cea cu voluntariatul, pentru că tinerii din ziua de azi nu prea știu exact despre ce este vorba și cu ajutorul acestui concurs putem să descoperim lucruri noi. De ce ai venit la acest concurs? Pentru că ne pricepem la cultura generală și vrem să câștigăm pentru liceul nostru. Te-ai pregătit? Da, am avut puțin timp de pregătire, dar am fost și anunțat puțin cam târziu, dar am avut timp de pregătire.